investițiile în drumuri și căi ferate. Avem o execuție bugetară record la 3 luni la Ministerul Transporturilor pe fonduri europene, ce se numește tehnic titlul 58, respectiv 941 de milioane. Pentru comparație, pe anii trecuți, 573 de milioane în 2020, 377 de milioane în 2019, 192 de milioane în 2018, iar anul acesta 941 de milioane sunt facturi plătite, sunt lucrări care se regăsesc în teren pe șantierele de autostrăzi și drumuri. Avem aproape 8 miliarde de lei alocate pentru anul acesta și vrem să îi cheltuim și dacă se poate să și la rectificare să suplimentăm, repet, proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. Legat de situația de la Metrorex, legea este lege. Și unde e lege, nu e tocmeală. Așa cum am anunțat, Metrorex a început astăzi eliberarea acelor spații comerciale care ocupau domeniul public în mod ilegal. De altfel, Ministerul Transporturilor a trimis o notificare Metrorex pentru a-și exercita obligațiile care îi revin în calitate de concesionar al proprietății publice. Toată infrastructura de metrou, stațiile de metrou sunt domeniu public, sunt proprietate publică, este dată în concesiune pe 49 de ani printr-un contract semnat între statul român și Metrorex la începutul anilor 2000, iar concesionarului îi revine obligația de a ține în bună ordine acest domeniu public. Acele construcții provizorii cunoscute sub nume de spații comerciale sunt ilegale sub multiple aspecte. Cel mai important este că nu au autorizație de construire sau alt aviz emis de o autoritate a administrației, apoi nu au dreptul legal, comercial, de a ocupa acel domeniu public. A existat un contract nefericit în o asociere în participațiune între Metrou și firma sindicatului, în care firma sindicatului era asociat principal, contract care a ajuns la termen în 2018, deci de aproape 3 ani de zile acele spații sunt ocupate fără drept și firma sindicatului încasează bani pe domeniul public fără drept. Nu în ultimul rând, este foarte important că sunt nenumărate rapoarte ale ISU și ale serviciilor specializate din Metrorex care identifică ca problemă de siguranță la incendii, o problemă de siguranță în situații de urgență, amplasarea acestor spații comerciale. Sunt multiple aspecte, faptul că îngustează căile de evacuare, în situația în care ar fi un eveniment nefericit și ar trebui să se evacueze de urgență, s-ar putea întâmpla o tragedie din cauza acestor spații. E vorba de probleme de flamabilitate, de materiale care ar putea lua foc și să genereze anumite gaze toxice. E vorba că în anumite stații de metrou este complet interzisă prin normative, există un normativ specific, nici nu e recent măcar, este de la începutul anilor 2000 care identifică toate aceste aspecte. Vreau să felicit toate autoritățile care au fost implicate în acțiunea de astăzi. Mulțumesc primăriei sectorului 2 pentru că a acționat restabilirea legalității și primarului Radu Mihaiu. Reamintesc că este vorba de domeniu public, ocupat de construcții fără acte și este în responsabilitatea administrațiilor locale să restabilească legea pe acest domeniu public. Mulțumesc de asemenea directorului general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, un om curajos, un om care și-a asumat o misiune grea la Metrorex și am văzut comentarii despre folosirea de către directorul general a unei rângi. Și vreau să spun că da, un cartel se destructurează cu ranga și îl felicit pentru un act de asumare și pentru un act de curaj. De asemenea, mulțumesc și forțelor de ordine publică care și-au desfășurat activitatea și și-au făcut datoria în această situație. Primari din alte sectoare sunt notificați de Ministerul Transporturilor și se află în procedură de a desfășura aceleași proceduri și aici am avut ocazia să vorbesc deja și mi-au confirmat domnul Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, doamna Clotilde Armand, primarul sectorului 1,
Domnul primar Băluță de la sectorul 4, le mulțumesc tuturor pentru că își fac datoria. N-am apucat încă, am încercat să o să am discuții după această conferință presă cu ceilalți doi primari, n-am apucat încă să vorbesc, deci asta e motivul pentru care lipsesc din enumerare, dar sunt convins că și dumnealor își vor face datoria. Acțiunile de astăzi și scandalul făcut de oamenii liderului de cartel Rădoi sunt o ultimă zvâcnire a mafiei. A putut toată lumea să vadă astăzi că același a zis protest blocarea ilegală a metroului bucureștean a fost exact o acțiune de tip cartel pentru păstrarea sursei puterii ilicite, talciocul subteran și banii care s-au învârtit în jurul lui. Așa cum am spus, acea epocă s-a terminat, o epocă de tranziție se încheie, o epocă a civilizației și a legalității începem. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Marina Cioacă, România TV. V-ați gândit totuși să lăsați acolo să funcționeze magazine civilizate, bineînțeles cu contracte legale și cu totul la vedere? În momentul de față, plasarea celor construcții este ilegală și se va face restabilirea legalității. Dacă mă întrebați despre ce se va întâmpla ulterior, orice fel de activități care se vor desfășura ulterior se vor face doar cu respectarea legii, a normelor ISU, cu opinia unor arhitecți, cu eventuale beneficii, fructul, cum spune legea, al concesiunii, care merge către stat sau către compania statului, nu în buzunare private. Vorbim, bună ziua, domnule ministru, vorbim doar despre demolare acolo sau sunt și spații care vor rămâne și vor fi evaluate ulterior dacă corespund din punct de vedere a normelor de securitate, ISU și să se încheie alte contracte de închiriere de care să beneficieze Metrorex? Din câte cunosc eu, nu există nicio spațiu care să fie în legalitate în momentul de față. Mulțumesc. Și nu putem aplica legea selectivă, evident. Domnule ministru, spuneați că vă veți consulta cu arhitecți și asta ce înseamnă? Că într-un viitor apropiat am putea vedea că totuși apar noi construcții acolo? Nu. În momentul de față, important este restabilirea legalității, a siguranței, că până la urmă e o problemă de siguranță și știu că ne vine greu să credem că până la urmă răul intră în cotidian. Că lumea se întreabă în mod legitim și până la urmă și oamenii de acolo, unii dintre ei cel puțin care au avut sau folosit acele construcții, sunt și ei victimele acestui cartel care le-a spus stați liniștiți aici că și dacă nu-i autorizație, și dacă a expirat contractul, voi puteți să mergeți în continuare. Ei sunt, unii dintre ei sunt victime și pentru ei îmi pare rău. E vorba de restabilirea legalității. Ce se întâmplă după va fi un dacă rămân așa stațiile sau dacă vor fi alte forme de comerț, va fi doar cu respectarea legii și a unor norme de modernitate, de civilizație, de arhitectură și de încasarea banilor de cei cărora le aparține de drept acel bun, adică publicul. Este proprietate publică și e normal ca banii să vină către stat. În ce orizont de timp ar trebui să se întâmple asta? Adică în 2 luni, 3 luni? Nu este o... Vom lua o decizie, vom discuta compania Metrorex, ne vom consulta împreună și cu primăriile, ar trebui să dea avize și vom informa. Putem să facem eventual și o consultare publică, nu e o urgență asta. Urgența este restabilirea legii. Alexandru Vlădescu, Antena 3. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb dacă stațiile de metrou au aviz ISU în acest moment și care este suprafața acestor magazine, despre câți metri pătrați vorbim și care e chiria pe care o plăteau până la urmă acești proprietari, acești chiriași. O parte din aceste întrebări o să vă rog să le adresați la Metrorex. Nu pot să vă spun exact o sumă totală de suprafață desfășurată, e vorba de câteva sute de spații comerciale, există inventare ale lor. Cealaltă întrebare, despre avizul ISU. Chiar știu că conducerea Metrorex s-a adresat către DSU
acum o săptămână sau două. Evident, vrem să aducem toate aceste zone care aparțin de Metrorex și de infrastructura de metrou în legalitate cu toate avizele. Acolo unde lipsesc avizele, le vom obține prin măsurile care sunt dispuse. Nu este domeniul meu de specialitate. Unde e vorba de sprinklere, sprinklere. Dacă sunt materiale inflamabile care nu au acel indice de întârziere a flăcării, facem asta. Adică facem acele investiții care sunt necesare și luăm o problemă care a fost prea mult timp lăsată în nelucrare, ca să folosesc o metaforă, și ne facem treaba. Și dacă îmi permiteți, luați în calcul sau dacă ați discutat cu conducerea metroului despre sancțiunile care ar putea fi aplicate angajaților care astăzi au refuzat să execute până la urmă și să respecte cerințele conducerii, pentru că am văzut cu toții, eu cel puțin am fost acolo și am văzut cum directorul general al metroului se ruga de angajați efectiv să facă ceva, să pună mâna, să adune produsele din magazine. Noi erau angajații metroului care au venit cu cutii acolo, nu au vrut să facă asta și tocmai de aceea l-am văzut pe directorul metroului punând mâna pe rangă. Există sancțiuni? Se vor lua în calcul sancțiuni? E important să ne luptăm cu abuzatorii, nu cu victimele lor. Silvia Tranda, firma Metropola TV. A spus chiar dumneavoastră că unii sunt victime. Deci putem vorbi de despăgubiri pentru cei care au investit. Mă refeream în afirmația anterioară că acei oameni angajații Metrorex ar veni să-și facă treaba. După cum știți, Metrorex are angajați care se ocupă exact de astfel de operațiuni de zugrăvire, de vopsire, de electrică și așa mai departe. Au fost timorați de prezența unor lideri sindicali care le arătau, știți, acel gest mafiot în spate, dacă cumva pun mâna acolo. Despre asta vorbesc, că nu ne vom îndrepta niciodată împotriva celor care sunt victime, ci împotriva celor care sunt abuzatori. Înțeleg, dar acum puțin timp a spus că unii dintre cei care au acolo deschise spații comerciale, li s-a spus de la început că stați acolo chiar dacă trece contractul și a spus că și ei unii sunt victime. Deci putem vorbi despre despăgubiri în... Da, sigur, dumnealor, cred că se pot îndrepta împotriva firmei sindicatului, împotriva Sindomet și împotriva celor pe care ei știu mai bine că au avut de-a face cu ei direct. Domnule ministru, aș dori să vă întreb dacă Metrorex a încasat banii în urma închirierii acestor spații. Din 2018, Metrorex nu a mai, de când a expirat acest contract, toți banii care au fost returnați de către Metrorex. A încercat sindicatul să vireze cu forța niște bani, evident, continuând să, cu această împărțire între, în care ei au grosul și statul îi se dă ceva să tacă. Ba chiar am primit de la domnul Rădoi acum vreo lună o ofertă pe masa ministerului în care ne mai crește, cum mai știu, cu 3 sau cu 5%, ne mai dă ceva. Așa o fi obișnuit dumnealui. Nu negociem legea, așa cum spuneam, iar bani, Metrorex nu a beneficiat de când a expirat acest contract de vreun ban de pe urma spațiilor comerciale. Domnule ministru, săptămâna trecută a avut loc o consultare între sindicatul de la metrou și conducerea Metrorex, unde s-a încheiat un proces verbal. Sindicaliștii spun că acel verbal prezentat de ei este legal, este autentic, în care... Da, am explicat săptămâna trecută situația aceasta. Da. Era o primă pagină pe care erau temele de discuție propuse de sindicat și într-un mod destul de șiret, așa, era ascuns în frazare că de fapt este tema, agenda discuții, iar pe a doua pagină erau niște concluzii, cum să spun, banale, pe care le-am tratat și săptămâna trecută și care erau cunoscute în spațiu public, deci nu era nicio știre acolo. E un șiretlic din aceeași gamă, să obținem o hârtie cu o ștampilă, cu o semnătură, să o fluturăm și să mai facem un pic de scandal. Mulțumesc mult!